Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași a organizat la sfârșitul săptămânii acțiunea 1 milion de stele. Evenimentul a avut loc atât la Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, cât și în mai multe țări europene. Bine ați venit la a 17-a ediție a evenimentului 1 milion de stele organizat la Iași. Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre de a aprinde o stea pentru comunitatea noastră. Cine sunt cei care au nevoie de noi? Pentru cine trebuie să aprindem flacăra speranței? Pentru cei care beneficiază de sprijin zi de zi în structurile Caritas Iași, copii proveniți din familii defavorizate, tineri debusolați care au nevoie de îndrumare, familii tinere care nu au cele necesare pentru traiul zilnic și pentru a-și crește copiii, șomeri, persoane cu probleme de sănătate, persoane care fug din calea războiului și, nu în ultimul rând, persoanele vârstnice dependente, singure și fără sprijin. Fiți generoși, oferiți după posibilități fiecare, știind bine că, luând la final o lumânare cu dumneavoastră și punând un mic ajutor în aceste cutiuțe de caritate sau cumpărând un obiect din cele care sunt prezentate în fața dumneavoastră, aduceți o mângâiere, ștergeți o lacrimă, ajutați pe cineva care, într-adevăr, este în nevoie și așteaptă ajutorul nostru. Un milion de stele este o inițiativă Caritas ce se desfășoară în mai multe țări în fiecare an înainte de Crăciun. În timpul evenimentului se aprind candele în spații publice, fiecare lumânare reprezentând un simbol de solidaritate pentru o persoană aflată în nevoie. A avut loc și anul acesta evenimentul 1 milion de stele și ne bucurăm că, în ciuda timpului nefavorabil pe care l-am văzut înainte, chiar în timpul în care se desfășura acest eveniment sau cu puțin înainte de începerea evenimentului de duminică 19 în noiembrie la ora 19 în fața Catedralei Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, a avut loc prin participarea multor credincioși, dar și tineri, dar și voluntari. A avut loc acest moment frumos care deja este la a 17-a ediție. Ne-am bucurat că am putut aprinde lumânări în cinstea tuturor celor pe care noi în mod simbolic îi reprezentăm prin luminile care au fost desfășurate în forma siglei Caritas în curtea Catedralei Romano-Catolice din Iași. Dar vreau să spun că nu numai aici în Iași a avut loc. A avut loc evenimentul și în alte 20 de localități, atât în mediul rural cât și urban, acolo unde Centrul Diecezan Caritas Iași desfășoară diferite proiecte sociale, mai ales servicii sociale adresate persoanelor în vârstă, imobilizate la pat, la domiciliu, prin centrele de îngrijire la domiciliu sau centre de zi pentru copii. Al șaptelea an în care Sfântul Părinte ne invită să celebrăm Ziua Mondială a Săracilor și mesajul era: nu ți întoarce privirea de la niciun sărac. Am fost bucuroși să-l avem în mijlocul nostru pe Preasfințitul Iosif Păuleț, care a binecuvântat lumânările și persoanele prezente și a rostit un cuvânt pentru solidaritate, un cuvânt în care s-a adresat tuturor celor care se implică în proiectele caritabile pentru susținerea persoanelor în dificultate, persoanelor vulnerabile, singure, persoanelor în vârstă, tuturor acelora care au nevoie de o mână întinsă. Mulțumim pe această cale tuturor celor care s-au alăturat evenimentului nostru, atât credincioșilor, cât și oamenilor de bunăvoință, partenerilor media și mai ales voluntarilor care au fost la dispoziție nu numai prin amenajarea acestei sigle și prin distribuirea
materialelor necesare pentru buna desfășurare a evenimentului, dar și mulțumim și atâtor voluntari care s-au implicat în a pregăti materiale confecționate cu mâinile lor, diferite obiecte în preajma Crăciunului, care să împodobească casele și brazii credincioșilor de sărbători. Și de asemenea mulțumim donatorilor, celor care s-au alăturat cauzei noastre și au dat din puținul lor pentru bunul mers al proiectelor Centrului Diecezan Caritas Iași. Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași desfășoară această acțiune din anul 2007. Evenimentul este organizat în contextul Zilei Mondiale a Săracilor, având un impact deosebit asupra comunității. Sensibilizarea pentru ajutorarea celor care trăiesc în sărăcie, a celor marginalizați social, singuri sau bolnavi și a celor loviți de catastrofa războiului.